Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face desertul care a înnebunit internetul în ultimele zile. Să fac spume dacă știu. Da, o denumire mai aparte a unui desert, dar totul a pornit de la o doamnă care l-a făcut, iar ea fiind întrebată cum se numește acest desert, ar fi răspuns să fac spume dacă știu. Este o budincă ușor de făcut și totodată foarte gustoasă. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 1 litru de lapte, 200 de grame de făină, 200 de grame de zahăr, 125 de grame de unt, o linguriță de esență de vanilie și o lingură de cacao. Într-o cratiță punem untul la topit. Peste untul topit punem făina și amestecăm cu o lingură de lemn. Începem să adăugăm laptele treptat. După ce am încorporat și zahărul, continuăm să amestecăm cu lingura de lemn până când se îngroașă ca o budincă. Dacă avem cocoloașe, le spargem cu un blender vertical. Împărțim budinca în două boluri. Într-o jumătate punem cacao și o încorporăm. În cealaltă punem esența de vanilie. Punem budinca în boluri, prima dată cea de vanilie, peste care punem cea de cacao. Lăsăm budinca să se răcească. Când este rece, pudrăm cacao deasupra. Desertul este gata, are un gust foarte bun, un aspect frumos și se potrivește perfect când avem poftă de ceva dulce rapid. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu, abonați-vă la canalul meu și nu uitați să apăsați butonul alătură-te de sub acest video pentru a deveni membri ai canalului meu. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!